Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A cu întrebările membrilor. Așa că, dacă ești trist pentru că întrebarea ta nu apare în acest videoclip pentru că nu ești membru, nu mai fi trist. Oprește-te chiar acum din plâns pentru că lasă-mi întrebarea ta sau întrebările tale în comentarii, dar vreau să-mi lași o întrebare pe comentariu. Poți să-mi lași câte comentarii vrei, dar doar o întrebare pe comentariu, maxim două dacă se leagă între ele. Așa că peste câteva zile, o săptămână, două, văd eu când, fac Q&A și cu întrebările celor care nu sunt membri, dar oricum membrii tot vor avea un beneficiu și anume acest videoclip îl vor vedea cu multe zile înaintea tuturor, la fel și următorul Q&A îl vor vedea cu vreo săptămână înaintea celor care nu sunt membri, așa că dacă vrei să afli mai multe detalii despre ce beneficii ai ca membru, ai link-ul în descriere. Acum, hai să nu mai fac atâta reclamă, ia să vedem ce întrebări mi-ați lăsat. O să pară că-s cam obosit că m-am jucat vreo 5 ore jumate GTA Bazooka, dar măcar mâine termin jocul. Hai să vedem, prima întrebare. Nu este o întrebare, dar chiar îmi place ceea ce faci. Te salută băiatul Slimnot. Te salut și eu, băiatul Slimnot. Cât de înalt ești în viața reală? De exemplu, eu am 1.85 la 18 ani. Eu am 1.80 la 21, aproape 22 de ani. Și sunt puțin cocoșat. Când joci SAMP cu abonații? Am jucat SAMP cu abonații și o să mai joc pentru că fac promovări la servere de SAMP. Am mai jucat SAMP cu Chrome când făcea și el live. Așa că, SAMPiștilor, stați liniștiți. Vă voi satisface plăcerile. Dacă te muta la oraș și ai avea mult spațiu, o întreagă cameră liberă, se face propriul studio de streaming și filmări, așa cum au cei mai mari youtuberi la momentul actual, bă, camera lui, de exemplu, Codrin nu cred că are studio de streaming, are un birou unde ține calculatorul și l-a întors pe o parte ca să nu se vadă fundalul în cameră și atâta. Cam așa este și la mine acum setup-ul meu, camera în care dorm eu. Am PC-ul și atât. O să fac niște modificări, dar eu am toată casa în renovări, deci până termin aici mai e, că mai am de construit la casă nițel. Oricum, dacă ar fi să fac niște renovări, clar nu aș face cum fac. Bine, dacă aș face, chiar o să fac, dar mai e până atunci. În primul rând, eu nu o să-mi vopsesc camera în mov sau în roz, cum sunt culorile de pe Twitch, și nici nu o să-mi pun luminițe sau decorațiuni de genul, pentru că nu-mi plac. Nu mi-aș împodobi camera ca pentru Crăciun, că eu și așa nu sărbătoresc Crăciunul. Așa că modificările pe care o să le fac eu, în primul rând, o să dau afară majoritatea mobilei de la mine din cameră, că și așa e de pe vremea de când era mama e sexy, și o să-mi vopsesc pereții verzi pentru green screen, o să mut biroul să stau cu spatele la perete, gen cum e peretele ăla de acolo sau ăla de acolo, dar voi oricum nu vedeți cum arăt cu degetul. O să am astfel green screen, o să-mi iau o lustră. O să schimb eu lustra asta pe care o am de dau cu capul în ea, bine că nu o vedeți. Bă, am eu o lustră și are lumină de aia galbenă, e pe becuri de alea mai clasice. O să iau eu una pe neon care face o lumină de aia mai neutră așa, nici prea galbenă, nici prea nu știu cum. Sper să n-am umbre, dacă nu o să-mi iau o lampă de aia circulară sau văd eu ce fac și o să avem green screen. Și o altă modificare pe care aș mai face-o, habar n-am, la fața asta n-am ce face, așa o să arăt pentru totdeauna. Dacă o să faci confă pe WhatsApp sau pe Discord cu membrii. Am făcut o confă pe WhatsApp acum câteva zile, maxim o săptămână. Pe Discord stau cu lumea, mai ales când e o noapte de aia în care ne adunăm ca bufnițele și ne uităm până dimineața la wrestling, așa mai facem uneori, așa că link-ul de la Discord în descriere. Dar da, o să mai fac confe cu abonații pe WhatsApp, pardon, cu membrii pe WhatsApp, așa că dacă vrei să intri pe grupul de WhatsApp, care este pe acest celular, că mă laud că am o cărămidă de telefon în mână, devin o membru și te bag pe grupul de WhatsApp, unde mai discutăm acolo, ne trimite meme-uri și probabil ajung să regret când văd ce drăcimi puteți trimite voi pe acolo pe grup. CS16 sau CSS? CS Surs, pentru că Surs joc de mulți ani, bine, am crescut cu 1.6 și apoi am trecut pe Surs, dar pe YouTube prinde mai bine CS16 decât Sursul, Go nu mă joc că e plin de codați, așa că rămâne să postez CS16, dar off-camera mă joc mai mult CS Surs, îmi place mai mult, arată mai bine, parcă diferă un pic sistemul de tragere, chiar dacă mă joc mai rar, pentru că în general eu mă joc doar când fac live, uneori mă mai joc și off-camera, dar în rest nu prea mai am timp, tot prefer CS Sursul. Ove, ai folosit Titan Gel? Mai bine zis Titan Gel, ca așa îi zice Hidden, sau așa a citit toată Hidden pe live, în loc de Titan Gel a citit Titan Gel și da, am folosit Titan Gel când m-am ras în cap ca să-mi crească părul atât de lung și des și mătăsos și dur. M-am dat cu Titan Gel și de aceea am părul atât de puternic și gros în fir și alte adjective cu conotație.
Vei mai face vloguri la munte? Da, când o să am bani să merg la munte. Glumesc. De fapt, nu glumesc. Da, când o să am bani să merg la munte, o să merg la munte. Dar eu acum strâng bani pentru mașină, după cum ați văzut pe live-uri. Plănuiesc, cred că în vreo 2 săptămâni să am deja mașină. Mai trebuie să iau, să mai vină niște lovele, nu spun de unde și... O să încep să fac niște clipuri cu mașina, măcar așa o să scot și eu banii de benzină și o să fac car vloguri. Poate și niște farmituri prin zonă pe la mine, București, Ploiești, ce aproape de mine, că am destul de mulți abonați din zona București-Pracova. O să fac farmit și vă iau câte o bere dacă aveți 18 ani, dacă nu aveți 18 ani vă iau o apă plată. Și da, răbdare, o să facem multe clipuri în care o să mă plimb, că o să încerc să investesc activ. Și anume, când plec pe undeva, pun camera de bord, filmez drumul, fac o compilație cu ce în trafic, mai filmez cât un vlog pe acolo, cât de cât să mai acopăr din costuri. Măcar așa scoci, pot să acopăr întreținerea mașinii și poate și benzina, dacă nu s-o mai scumpie atâta. Muie PNL că ați scumpit tot, inclusiv berea. Când îți mai cumperi cazan? Am deja unul de țuică. Ce moștenire crezi că vei putea lăsa la viitorii tăi copii? Datoriile la cămătari? Ai ochii aia de zici că e ghiulele? Nu știu, ia spuneți-mi. Am ochii precum ghiulelele? Tipul ăsta, de când s-a abonat la mine, când va intra pe live și zicea doar atât, ai ochii de zici că-s ghiulele și în rest nu mai zicea nimic, după aia așa la un membru și a început să vorbească mai normal. Tare tipul ăsta, ăsta era omul cu ghiulelele, cum îi ziceam eu. Ăsta a fost și clipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați, lăsați întrebări, o întrebare pe comentariu și o să fac Q&A cu întrebările și celor care nu sunt membri. Membrii vor vedea videoclipul acesta cu vreo săptămână înainte să-l postez public. La fel și viitorul Q&A îl vor vedea cu o săptămână înaintea celorlalți. Bine, depinde ce grad de membru ți-ai, aveți detaliile mai jos în descriere. Vă aștept pe Instagram unde o să fac și acolo un Q&A cu întrebările voastre de pe Insta, dar mai până atunci, dar puteți să-mi dați follow că nu mă supăr. Intrați pe serverul de Discord pe unde mai stăm de vorbă și mai ascultăm muzică și ne mai jucăm ocazional. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Apasă pe clopoțel ca să nu ratezi viitoarele videoclipuri și live-uri. Mâine trebuie să termin GTA Bazooka. Deși clipul ăsta cred că îl postez peste vreo 2 săptămâni. Nu contează! Hai! Bucurați-vă de ultimele zile de vacanță, că și așa deja ați început școala când vedeți clipul. Ciao les tuturor!